FC Argeș și-a propus obținerea celor 3 puncte mâine la Vâlcea în confruntarea cu CSM, a declarat Roberto Barbu, antrenorul cu portarii de la gruparea alb-violetă. Acesta admite că echipa gazdă ar putea fi motivată de schimbarea băncii tehnice. Mergem să recuperăm, în primul rând, punctele pierdute acasă. O să fie un meci foarte greu. S-au schimbat și la ea antrenorul, o să fie un șoc la echipă, cum se întâmplă. Trebuie să fim noi în regulă. Nu prea ne interesează problemele lor, dacă au așa, cum se spune. Să fim noi în regulă. Dacă suntem noi în regulă, n-avem cum să nu câștigăm. Mijlocașul defensiv Alexandru Răduță este de părere că echipa poate să se impună la Vâlcea. Răduță este pe deplin mulțumit de startul de sezon al echipei. O să fie un meci greu, ca toate celelalte. Sunt și ca noi o echipă tânără, dornic să afirme, dar eu cred că vom ieși cu cele 3 puncte acasă. A fost un parcurs destul de bun. Ținând cont că suntem acolo sus, cred că am început foarte bine. Partida dintre CSM Râmnicu Vâlcea și FC Argeș se joacă sâmbătă începând cu ora 13.